Primarul de Streșeni, Constantin Priguza, membru AMN, a lovit cameramanul Asociației Hyde Park în moment ce filma desfășurarea ședinței. Jurnalistul a mai încasat câteva lovituri și din partea colegilor lui Priguza. Se pare că profesia de jurnalist în Moldova devine una foarte periculoasă. În primăvara trecută, un membru al Partidului Liberal Democrat a agresat violent o echipă a agenției Omega. Ulterior, justiția l-a iertat pe atacator. Acest precedent încurajează alte acțiuni de agresiune împotriva ziariștilor. Așa s-a întâmplat ieri la ședința Consiliului Raional Strășeni. Înregistrarea video care arată cum funcționarii publici snopesc în bătăi echipa Hyde Park a bătut recordurile astăzi pe diferite site-uri. Eroul principal al clipului este primarul orașului Strășeni, Constantin Priguza, activist al AMN, formațiune care se află la guvernare. Lui Priguza nu i-a plăcut că ședința Consiliului, care de fapt este una deschisă pentru public, era filmată de jurnaliști. Primarul, colegii, soția și fiul său le-au explicat deschis ziariștilor că nu au ce căuta unde nu sunt chemați. Acest incident condamnabil demonstrează că să faci jurnalism în Moldova devine periculos. Nu în zadar se spune că această profesie este una din cele mai riscante din lume, dar până nu de mult Moldova era o țară pașnică pentru ziariști. Anul 2009 are o statistică îngrijorătoare în privința violenței împotriva presei. Pe 7 aprilie, o echipă de ziariști de la Moldova 1 au fost agresați într-un mod barbar de către Anatol Mătăsaru. Acest personaj nu a plătit prejudiciile provocate companiei și nici măcar nu și-a cerut scuze de la jurnaliști. În schimb, el a fost transformat în erou de către actuala guvernare. Cu câteva săptămâni mai devreme de acest incident a avut loc scandalosul atac al liberal-democratului Ion Chitoroaga asupra echipei de filmare Omega. Pentru pumnii aruncați în fața jurnaliștilor, cel care candida la funcția de deputat în Parlament nu a răspuns nici până astăzi. Justiția din Moldova l-a achitat din motiv că nu ar fi existat motiv de infracțiune. Reiese că în această țară jurnaliștii pot fi intimidați, hărțuiți, bătuți și înjosiți fără a răspunde pentru asta. Cazul cu echipa de filmare Hyde Park arată că cei de la Alianța Moldova Noastră au înțeles că pot agresa jurnaliștii. Oricum, în judecată vor câștiga. Astfel, bătăile cu pumnii în adresa mass media devine o normă obișnuită în Moldova. Oxana Iurieva, Sergiu Strungaru pentru NIT.